Studioul literar artistic Orfeu prezintă emisiunea Igor Vieru in memoriam. Episodul 1. Astăzi, stimați ascultători, vă prilejuim o reîntâlnire cu regretatul maestru al Penelului, Igor Vieru. Iar cel care ne-a prilejuit această reîntâlnire este prozatorul Vladimir Beșleagă, care a înregistrat, a descifrat și ne-a pus la dispoziție 4 clipe artistice din viața lui Igor Vieru, 4 unduiri de suflet, 4 nuvele. Astfel vom vedea că, alături de vocația de artist plastic, în inima lui Igor Vieru coexista fericit și vocația de artist al cuvântului. Dar amănuntele le veți afla din eseul domnului Vladimir Beșleagă, 3 zile cu Igor Vieru. La microfon e autorul. Era în vara lui 87, an negru în biografia mea. Suportasem în ianuarie o operație, dar nu că ar fi fost grea acea operație, ci pentru că chiar a doua zi, când încă nu-mi revenisem după narcoză, zvârcolindu-mă să ies din întunericul ce-mi copleșise mintea, se pierdu cu zile fiul meu Alexandru, în vârstă de 23 de ani. Și perioada de convalescență fizică se lungi de la 2 săptămâni la aproape 4 luni. Da, 4 luni de zile am rost pereții spitalului și am lăsat pe geamurile înghețate amprentele frunții mele ajunse la disperare. Ieșind în afara insuportabilului mediu al nenorocirilor omenești de 2 ori. Odată, ca să văd pentru ultima oară pe Sandu, și a doua, ca să-mi iau rămas bun de la un coleg scriitor, care părăsi această lume strâmbă și păcătoasă, urmând calea celor dezamăgiți totalmente de viață, ori poate sătui de nimicnicia ei. O pierdere la fel de grea, dar nu, de 3 ori mai grea, dacă poate fi pusă durerea la cântar, o pierdere nespus de grea am suferit în 65, când s-a stins ca o lumânărică maică-mea, omul cel mai apropiat și mai scump din lume. Și atunci, numai munca m-a ajutat să rezist tragediei, să supraviețuiesc, pe când acum nu mai aveam nici ani, nici puterele de altă dată. Abia ieșit din spital, m-am încadrat alături de o bună parte a colegilor mei în marea și sfânta mișcare de renaștere a neamului. M-am aventurat într-o călătorie destul de riscantă, sperând astfel să mă sustrag acceselor de durere ce mă izbeau în cele mai neașteptate momente, dar mai cu seamă lacrimilor ce minundau sufletul și nu rare ori ochii când mă aflam între oameni în societate. Mă străduiam să mă stăpânesc, să le înghit lacrimile dacă eram între oameni și uneori reușeam, dar cu atât mai multe se strângeau la inimă și mă năvăleau când rămâneam de unul singur. Într-o zi, căutând ceva printre vrafurile de cărți și hârtii, am dat din întâmplare peste o micromonografie din seria Artiști Plastici, pe care, dintr-un ascuns imbold, am reținut-o mai îndelung în mâini și, începând să o răsfoiesc, întorcând filă după filă, am rămas la un moment dat cu privirea caprinsă de vrajă asupra unei imagini. Dar numai pentru o secundă, poate, pentru că, simțind că acea imagine mă clatină din aparentul echilibru sufletesc în care mă aflam, am întors fila, am închis iute cartea și am dat-o la o parte, vânând-o între celelalte. Am continuat să caut ceea ce pornisem, dar de acum am înțeles că în zadar caut. Nu pentru că obiectul ori lucru cu pricina s-ar afla în altă parte, ci pentru că de acum nici nu mai știam ce vroiam să găsesc. Astfel, după o bucată de timp în care, recunosc, nu eram conștient de ceea ce mi se întâmplă, iată că mă surprind că țin în mână aceeași cărțulie, album. O deschid, găsesc chiar fila de adineauri
cu imaginea de adineauri, care îmi furasă privirea, mă tulburasă, mă uit cu oarecare precauție, oarecum distant, vrând să pricep de ce am fost într-atâta de șocat de acea reproducere de tablou, pe care, desigur, o mai văzusem și nu o singură dată. Vreau să pricep măcar, dacă nu să înțeleg, dar simt că degetele îmi tremură, mi se usucă în gură, nu mi-ajunge aer, apoi simt că mi se ridică un nod în gât și în clipa următoare mă umplu lacrimile. Tabloul reprezenta o moară de vânt. Ceva care a fost o moară de vânt, mai bine zis. Rămăsese din ea numai baza, stâlpii verticali, grinzile orizontale, o construcție dreptunghiulară de lemn, care, pentru un ochi neavizat, n-ar fi reprezentat decât un desen geometric realizat în stil voit retro. Construcția toată era din bârne vechi, înnegrite de ploi și vânturi, iar în locul pereților de altă dată, îmblăniți cu scânduri, acum se căsca golul din toate părțile și parcă vedeai ca aievea, simțeai cu propria piele, cu întreaga ființă, cum bat, suflănă praznic vânturile înghețate printre ele, vânturile fierbinți, uscate ale stepei. Tabloul avea sub el două cuvinte, vânturi basarabene. Era opera lui Igor Vieru. Vânturi basarabene, vânturi basarabene, Igor Vieru, vânturi basarabene. Șoptind aceste cuvinte, am pus pe raft albumul deschis la fila cu reproducerea tabloului, așa ca să-l pot vedea fără a-l lua în mână. În zilele ce au urmat, de nenumărate ori, răscolitoarea și enigmatica imagine m-a făcut să-mi opresc privirea asupra ei, deși aș fi preferat să o ocolesc, dar era peste puterele mele. Să caut în text vreo referire la acest tablou, n-am găsit, ceea ce era explicabil, monografia fiind extrem de sumară, superficială, lacunară. Să rememorez cele mai frumoase, memorabile întâlniri cu Igor. Ne cunoșteam de aproape 30 de ani, de pe când colaborasem împreună la revista Chipăruș. Și iată, la un moment dat, am înțeles că altfel nu voi putea învinge obsedanta trăire decât numai și numai văzându-l pe artist, să stăm de vorbă ca altă dată, să discutăm, să ne amintim de cele trecute vremi. I-am telefonat. Nu era în oraș. Plecat la țară. Era vară. Au mai trecut zile, poate o săptămână. Pe neașteptate sunt căutat de doamna Vieru, care îmi spune că Igor a aflat de dorința mea de a-l vedea, că ar vrea și el să mă vadă, dar că se află pentru mai mult timp la casa lui din Cernoleuca, unde s-a retras ca să lucreze, și că ar fi bucuros să-i facă o vizită, așa că mă invită la dânsul în ospeție. Știam că nu e prea bine, o boală veche, plămânii, dar n-am acordat prea mare importanță detaliului, zicându-mi că unde poate munci mai cu spor un om de creație decât în satul lui și la casa lui, chiar dacă are sănătatea zdruncinată, cu atât mai mult cu cât numai departe decât 2-3 ani în urmă fusesem invitatul maestrului la sărbătorirea celor 60 de ani ce îi împlinea și la acea masă a dominat o atmosferă cu totul și cu totul deosebită. Văzând că unii dintre invitați, în virtutea tradiției bine înscăunate la acea vreme, îi tot dădeau cu laude, osanale, tămâieri la adresa sărbătoritului, a luat în propriile mâini dirijarea sindrofiei și i-a imprimat o direcție normală, firească, dar mai presus de orice sinceră, veselă, colegială. Am descoperit, recunosc, o nouă fațetă a personalității artistului, mai puțin cunoscută de mine până atunci, și anume, înalta-i moralitate în tot ce gândește, spune și face. Moralitate bazată pe principiile fundamentale a ceea ce poporul nostru numește cu un singur cuvânt, omenie. Tot atunci, în acea seară, în mijlocul rudelor și colegilor, Igor Vieru, așa am intuit eu, își făcea marele bilanț al vieții și operei sale. Aceste gânduri și reflecții mă încercau și m-au însoțit tot drumul spre Cernoleuca. Pe măsură ce mă apropiam, o neliniște venea să pună stăpânire pe mine. Cum arată Igor? Cum mă voi comporta ca să nu îl incomodez? Deoarece, recapitulând cele auzite despre el, am înțeles că boala lui în ultimul timp s-a agravat. Ajuns însă în fața cu adevărat monumentalei porți a casei,
doi uriași stâlpi de stejar dăltuiți măiestrit, cele două canaturi propriu-zise ale porții cu tradiționalele ornamente ale artei noastre populare, luna și soarele, acoperișul impunător în două ape de șindrilă. Văzând o autentică operă de artă, pe dată m-am pătruns de un sentiment de durabilitate, de netrecător, așa că atunci când l-am văzut pe Igor venind spre mine să deschidă, l-am identificat fără să-mi dau seama cu magnifica poartă, a cărei istorie, istoria afacerii ei, avea să mi-o relateze printre atâtea altele pe parcursul celor 3 zile și 3 nopți cât ne-am aflat eu și doamna Alexandra în casa lui Igor și a doamnei Maria. Vreme de vară, căldură, zăpușală. Igor însă arăta bine dispus. Bucuros de oaspeți, prința se mișca repede, gata să ne arate gospodăria, ce a făcut, cum a refăcut, a reconstruit și a amenajat atelierul de lucru și, desigur, în primul rând, salonul, unde avea un vast perete pe care l-a acoperit în întregime, de sus până jos, cu cele mai valoroase pânze, în ordinea și vecinătatea amplasării, cum o vroia și o dorea însuși creatorul lor. În fața acestui univers, Igor Vierian, am zăbovit în zilele și serile ce au urmat ore în șir, ascultând inspiratele explicații însoțite de mult prea frumoase sau dimpotrivă sfâșiitor de triste amintiri ale maestrului. Luasem și aveam cu mine un aparat de radio portativ care era în același timp și casetofon. Astfel că, prinzând o muzică pe un post oarecare, în timp ce discutam sau că Igor își amintea un episod interesant din viața sau biografia sa creatoare, apăsam pe clapele necesare și treceam la regim de imprimare. La început, Igor nu dădu atenție detaliului, dar când observă că asemenea momente se repetă, adică eu înregistrez cele ce vorbim, în special ceea ce povestește el, cum ședeam în boschet, eu pe o bancă așternut cu un lăicer, iar el pe un pat, pe care se afla o blană cu care se cuvenea să se apere de un eventual curent rece, deodată îmi întoarse o privire tăioasă și zise: "Dar tu nu scrii acolo. Pentru ce trebuie asta? Închide-l." L-am închis, desigur, dar peste o bucată de vreme iar am inclus imprimarea. Până la urmă s-a obișnuit cu ceea ce făceam eu, cu atât mai mult că i-am promis că anumite momente mai delicate care vizau persoane și situații eu le voi demagnetiza. Asta să șterge, auzi? Restul a fost de acord să folosesc după cum voi socoti eu în eventuale materiale pentru vreo gazetă ori în activitatea mea de scriitor. Zic așa acum, atunci însă adevărul era altul, ori poate un pic mai altul, căci pe parcursul ultimilor ani imprimasem mai multe persoane care și-au istorisit viața și faptele lor, cei mai mulți săteni de-ai mei, din care cea mai mare parte se călătoriseră în lumea celor drepți. Dar acum, după 4 ani și jumătate de la acea memorabilă întâlnire și după aproape 4 ani de la trecerea neființa lui Igor, s-a stins din viață ca o lumânare care părea că o s-o ardă mereu, s-a stins în pragul verii următoare. Acum când stau și mi-amintesc vara aceea, vorba noastră sinceră ca între doi vechi prieteni, care aveam atâtea a ne reaminti, a ne spune unul altuia, acum înțeleg și îmi dau seama că bine am făcut, că mai mult am ascultat decât am vorbit, că am reușit să înregistrez pe bandă cele mai frumoase episoade. Iar atunci, când am fost prădat de mi s-au furat acele casete, am avut norocul mulțumit unor oameni de omenie să le recuperez, o parte printre care erau și cele cu vocea lui Igor. Cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta? Cum nu putem cunoaște niciodată dinainte cele ce ne așteaptă în zilele ce urmează? Boala și pierderea mea, zguduitorul tablou Vânturi Basarabene, întâlnirea cu Igor în ultimul lui an de viață, inspiratele lui istorisiri și amintiri pe care eu am avut fericita idee de a le înregistra, furtul și reîntoarcerea casetelor, unele au dispărut fără urme, o, cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta, cum nu putem ști niciodată dinainte ceea ce ne așteaptă. Am fost răscolit până în adâncul sufletului, când la funeraliile artistului, care au avut loc în sala în care fusese expuse cele mai valoroase pânze, Igor lucra în ultimele lui zile de viață la cea mai mare expoziție a sa. Am trăit negrăita durerea pierderii omului și maestrului Vieru, dar am fost impresionat văzând că drept emblema expoziției sale, ultima de care n-a avut parte să se bucure, din mijlocul căreia l-am condus pe ultimul drum,
Emblema acelei expoziții era la dorința lui tablouri, vânturi basarabene. Ceva care fusese o moară de vânt, bârne vechi, înnegrite de ploi și vânturi, prin pereții de altădată se căsca golul din toate părțile. Atunci am avut pentru prima dată ideea de a reprezenta publicului larg momente din cele ce am vorbit noi în vara lui 87, înregistrări care prin minune s-au păstrat, dar m-am pomenit copleșit de nevoi și griji multe și mai mari și mai mărunte și iată, abia acum vin cu ele o parte numai în fața domniilor voastre. Țin să menționez că episoadele ce le-am selectat din întreaga fonogramă, o durată de vreo 4 ore, reprezintă anumite nuclee novelistice și reflectă nu numai întâmplări sau evocări sui generis ale artistului, fie din copilăria sau adolescența sa, ultima poartă de dată recentă, ci deschid pentru un eventual biograf posibilități interesante de reconstituire și înțelegere a firii și formării copilului ca artist. Pentru mine însă, și sunt convins că și pentru alții care l-au cunoscut personal, aceste așa zise 4 novele orale, la o audiere sau lectură atentă, descoper fără nicio îndoială pe lângă Igor Vieru, maestru al culorilor, pe Igor Vieru, artist al cuvântului. Igor a simțit, a iubit și a ținut la cuvântul matern ca mulți dintre noi, dar ca puțini a știut să-l onoreze prin rostire și scris. Era dintre puținii la noi, în vitregile condiții lingvistice și nu numai la noi, care poseda pe lângă harul artistic și pe cel al cuvântului. Igor a simțit, a iubit și a ținut la cuvântul matern ca mulți dintre noi, dar ca puțini a știut să-l onoreze prin rostire și scris. Era dintre puținii la noi, în vitregile condiții lingvistice și nu numai la noi, care poseda pe lângă harul artistic și pe cel al cuvântului. În zilele petrecute împreună, mi-a arătat ca unui prozator ce sunt, dacă sunt, un caiet cu povestiri, schițate, ori poate finisate, nu știu, din care am înțeles că ar fi vrut să publice. Ca un omagiu adus memoriei marelui artist, care a fost și rămâne Igor Vieru, propun atenției dumneavoastră aceste 4 minunate novele confesiuni. Novelete amintiri, așa cum le-a rostit însuși autorul lor. Prima, Creionul tatei. A doua, 2 mari descoperiri, Sticlofonul și Filmul. A treia, Sonca. Și a patra, Poarta. În minutele ce urmează, veți putea audia primele 2 novele, Creionul tatei și 2 mari descoperiri, Filmul și Sticlofonul. Celelalte 2 le vom difuza în emisiunea viitoare, emisiune ce va fi transmisă la 27 ianuarie, ora 9:15, programul 1. Și acum, novelele. Anticipat, redacția își cere scuze pentru condiția tehnică neadecvată a înregistrării, dar fiți de acord că avem de a face cu imprimări istorice. Prima dată când m-a fermecat creionul, tăsătura de creion și mișcarea creionului pierdii, era făcut de altcineva, făcut de tata meu. Într-o dimineață, în școală, noi, mama după cine îmi schimba cămieș, albi, de vânză, tatăl dau și cămieș, și tata ne-am duminică dimineață, zice, lebe, nu știu cum, în casa cei mare, dispare. Tot un crionaș, era ștâmpar, era cizmar, era e tot ce vrei. Eu încerca să fac și pe pietul mobil, de cap. Nu era încă unul, sunt așa încă cu unul așa. Pior făcea, bijutier făcea, făcea de aur, de argint, de miele. De tot ce vrei, ca să se dea de jos până sus, de lemnar, de lemn, ca să te vede, ca să ne ia. Până cu călășind de lemn. După ce făcea roată și da drumul jos să le drept în picioare, peste la casă. Asta era ritualul. Da, de pe acoperire, da? Da. Și a dispărut el. Mășcat el vine în mine, nu cum era, cam afal, când zimene albă. Când era tu nouă, când era și mami. Păi, Dumnezeu, dar și azi e duminic, Ștefca. Deci, făcut s-a autoportretul de om, da.
M-am uitat eu. Cum? Crionul este, ia? Și uite, să facă așa, să iasă așa. Nu putem concepe că, că un simplu crion să facă așa chestii cu umbră, să iasă cu umbră, cu umbră, așa să se iasă. Nu m-a trăsnit în mine talentul lui. Dar crionul, minunea crionul, așa cât e. Iuna, de ce e uneva, de acum la mine era, o lovitură, cum prima, prin contact, cum zice, prima zamăcanie. Și pe urmă, mi-aduc aminte că eu stăteam cu fratele meu, sora încă nu era la noi, încă era, nu sunt născusă. Noi, bahuri, stăteam pe sobă sus și de el stătea jos, stătea la sobă, și uita bunicul, Ion. Era cu plete lungi și cam rar aici la cap. Dacă era plete, deci el trebuie să fie logol când trebuie plete, deci el în jos. Alb la cap și cu starță. Albă, dar cu nasul coroiet și de așa. Ochi albaștri. Nu mă mușcă-l văd. Dar noi îi luăm pâine de pășoi. Presurat! La cap. Da. Era duminic, s-a dus acolo, cred că părinții mei duși de acasă, mai el era. Și el țestuie pe noi să fim cu minți, cu teori. Și noi tot mă păsuram de scărtina. Păsuram la până pe ușor, ia scărtina. Acum nu a aflat. Bavă, într-adevăr. Da. Și odată, și zând el tot lângă soba aceea, m-am pus eu pe pragul ușii despre casa aceea mare, m-am pus un scaunel, m-a dovărtit și l-am desemnat. Prima încercare? El mă bătea mine cât și bat joc în desen, fugărea după mine. Și l-am desemnat. Păi tine și am dat atâta mahalaua. Mama, tata, ce faci, Igor? Și la pe urmă, când am ajuns clasa întâia, m-am dus cam de vreme la școală, după 6 ani. Era învățător, primul învățător, Schițcu. Și acum primul învățător. Și mi-a învățat după jumătate de ani. Și el când mi-a desemnat cu cretă colorată, în felul din pastel pe tablă, o moară de apă, eu a rămas. Iar ca aceiași șoc, ca cu creionul ăsta. Și urmă mai vedeam eu niște oameni, pomozanți, niște polonieri de aici, care știau, că aveau niște pasteluri cele grase, care colorau. Culorile cele mă fărmincă rozul și-al, e roz al dracului de roz și-al de uite. Calbă și al dracului de calbă și-al de acolo. Tușul și-al ăla, care eu mirosam, voi povesti eu, Sonica, cum am dus, să-mi cumpăr eu acoarele la ștuș, la ochiță, la nimic. Da. E, și nu mă lasa. Hârtia colorată care se de copac care trebuie să-l creiem noi, așa, avea felul de culori de rapid pe timpul acelea, știi, nu, lasă cărțile de acolo, din Belgia. Așa, culori de vicioasă frumoasă, felul de culori. Când mă ajunsese vânzător la cooperativa noastră, treabăleia noastră, la școală, să vedem de acum, zic să am mâna mea hârtie și să vedem când de acolo. Și odată de acum, da, și ne fiind în, uitam să spun, în alt moment, ne fiind încă umblând la școală, fratele meu m-a luat cu mine la școală. Și mă punea și mi-a luat într-o bancă goală și deam și eu acolo învățătorul unde a voi să sărim, dar nu puteam inistit. Când era ora de sendă, învățătorul mă chemat mine și-mi pune un scaun și îmi dau o cretă și mă pune mine să sunt ca tabla aceea cu de sendă. Iepuri, găini, mai iepuri tare și găini, ești cu oasă. Și el se afară și mai filma învățătorul. Când filmea ora vine și băieții deam clasa de sena după desenele mele care le făgeam. Da. Asta era un moment și când eram tot până am fi la școală cu fratele meu Mișa, ne apucam așa să desenam de acum în fază că oameni am în mâinile noastre. Păi, începiți să facem abstracție. Pictura asta, desen abstract. Luăm noi un cuvânt, în primul rând, așa,
morcoteț. Știi ce înseamnă? Da. Asta e o oală, așa e o... Nu, asta e corvată mitică. Da, din lut. Unde se pleacă macul. Așa, așa. Morcoteț. Dar noi întâi, și ca să pătrundă în noi imaginea, cum să desenăm morcoteț. Nu că cum iese, dar sunetul lui. Aha. Tu, emoția lui, spunând cuvântul ăsta morcoteț. Și de pe morcoteț, morcoteț, până de acum ajunge în nebuneam. Și mă zic, morcoteț, morcocoț, morcoteț. Și de-amă numai eram în stare să spunem cuvântul adevărat pe morcoteț, știi? Cum se numește, mamă? Cum se cheamă asta? Morcoteț, măi. Și atunci noi făceam niște linii, totocheate, ba așa. Au ajuns să ne-am până aceea că cuvântul, cuțiuțul să-l desenu. Adică nu cuțiuțul, dar cuvântul. Imagine. Imaginea. Imaginea, emoția cuvântului. Emoția cuvântului. Altceva, nici nu știu ce e asta. Nu imaginea propriu-zis, imaginea sonoră. Sau da, da, nu, emoția mai mult, dar de da, emoția, cuvânt, despre cum sună cuvântul. Am ajuns până aceea, hai să desenăm de-a voi mătușa Mărița, ciochea Sofronia, să desenăm. Asta e rară. Așa de acum noi dăm greș. Pe oameni noi desenăm după cum sună Sofronia sau cum Mărița. După caracter. După cum ieri erau caracter. Dar de-astea s-a ajuns la... Așa era rău, păi cum am să nu-i se croi? Hai să lucrăm tine așa, pentru că la așa vârstă ne-astea... Uite, stau acum și mă gândesc, băi, dar mare nebuni mai eram noi copii. Nu, asta e esența artei, nu? Da, și... Și eu rămâneam când eram la școală, eram din clasa 3, nu știu unde, era un moment de recreație. Eu mi-aduc aminte... Dacă nu știu să nu apasă, că pare bine, e povestit-o foști din colegi. Adică, cum a fost, vă uitați-vă de asta. Desemnați-mi eu Gora Costa Scrișan. Trei eroi. Da, i-am desemnat cu Creta. Și urma să vii ora, dar era altul măsător, că cam îmbla. Într-o mână măsător, în altul, cam avem, eram liberi. Și... trebuia să fie o oră, nu știu, acolo, de uscată de-a, ori de matematică, nu știu, acolo, sau de... în orice caz, nu de disem, nu de distracție, o oră. Și vede el tabla aceea. Și întreabă, cine a disemnat aici? Băi, stacte-ați. Tac și eu. Cine a disemnat aici? Iată, aici încoace. Cine a disemnat aici? Tine mâna. Poc, poc. Nimeni nu răspui cine a desemnat. Trebuie să spun eu. Și apoi eu nu mi-aduc aminte cum i-o povestit aceea, cum am sculat eu sau cum acolo. Că apoi unul zicea, mă, eu asta am vrut să vă spun. E prea frumos. După ce-o bătut numai de clase? Apoi el ai făcut educație, că de ce tac? Cine-i disciplina aceea? Că se răspunde imediat, fără frică. Zici tu. Da. Ei, asta este momentul copilăresc. Stai ce terminăm, am mai vorbit în sală. Cu muzica bătrailor, cum am zis. Asta este... Eu mi-aduc aminte că eram mitel. Nu este ceva așa, o atracție spre cât mai bizar. Deci eu apărut de acum așa, armonia în dezarmonie, știi? Că a apărut în muzică, cât mai disonanță mai mare, cu atât de acum, și dacă bine trasă voce să fie, să zic, sau sunetul ăla unui instrument, și un ansamblu foarte, iese, într-adevăr, din dezarmonie iese armonie. Deci iese invers. Și când eram mic, apoi, uite, vezi că tu vezi aceste două viori. Uh-huh. Azi, mai mult simbolic, că-s cumpărat la magazin. Dar tatăl meu cu viori. S-au pierdut una, fratele meu dat când era mult în noiembrie, era să duc și mi-aș vedea așa, s-au dat vioara. Voi credeam că o să iei și o să împărinte țăraria, o să nici și o să o luat. Nu, de aceea numai că sunt om din sat, că
el cânta pe timpul lucrurilor la flot. E și de cânta la flot. Și eu am cântat... Ce vremuri erau, ce vremuri. Da. Asta în timpul războiului era slumpă. Da, da. Și eu, ultima vioară care v-a luptat, mi-a dat acelui soldat care îl fugește pe vor, pe vor, pe vor, pe vor, pe vor, pe vor, pe vor. Da, e, asta e tot ce spune. Și îi ține astea ca amintiri, că am avut la tata măcar două viori, un alt frate, una mea, și noi cântam. Când ne adunam noi toți, Malau, aici eram un băițandrei, și eram 4-5 scripsi, și cântam. Și apoi urmă, ei, când ne apunea în situație, unul cânta, unul, și apoi urmă apărea unul cu solo. Și faceam improvizații, de unde suntem noi cu disenicele abstrate care m-au convins la sală. Faceam muzica, improvizații. Și vrei, cu melodie, fără să știi, de unde? Începe a se duce, înțelegi tu, așa apare muzica, înțelegi? Și ajungeam până la ție că eu de acum, trebuie încă ceva, luam ștori, băcem la ușă, băcem bas, contrabas, așa. Luam noi iar niște de astea, fel de fel, să zăgănească. Era un jazz modern, știi? De unde copilul, eu care, vă zic că era o microistorie a muzicii, sau cum s-a dezvoltat în noi, înțelegi tu? După ce am știut a cânta, am făcut de bună zăvoare. Am început să facem noi. Fără să știm noi, acum îi știu, dar pe noi ce știam noi. În acel scurt timp de 2-3 ani cât am avut noi copilării de muzicalitate de altă care am avut. Da. Eu vreau să mă spun că mai face o făcusem așa. Era acasă. Ți-am auzit cu sticloponul și ala meu, da? De sticle. Aha. Din sticle de dimensiuni? Dar nu știam. Eu știu tare. Ca de tot primitiv, fără să știți cum. Eu zic că era fereastra aproape de drum. Casa, așa era la 5-6 metri, drum, ușă deschisă, casa aceea mare era plină, adică nu era goală, nu era plină cu nimic. Jos, pe fața casă nu eram murit la noi, nu era pus podea, fiindcă simtă din urmă, lasă casa mare să o pregătească, pe urmă dă nevoie. Și dânsul gospodar așa nu o negătește, rămâne casa mare, ca să fie mai frumoasă, e cea mai negătită. Și acolo m-am dus eu, că dacă rămâneam vara acasă, răspundeți pe invenții care le făceam eu. Răzuteam acasă și nu știu cum am aflat că era o solă în semicuță, de asta iar pe un picioruș, și suna. Am luat eu iarăși acolo niște obiecte, feluite obiecte, și am început să fac o gamă, Și pe urmă am luat de-am văzut că luau sticle, de-am de la sine decurgea, știi, ce trebuie să folosesc. Când aveam, nu puteam să am atâtea solițe, mă, așa, pe urmă, nu știam că eu o solițe mai mare sau o ceașcă mai mic sau un pahar, mă subținis unul mai gros sau mai mare, sună altul. Și de-am îl importam. Era o solițe, era o sticlă, era un pahar, era cu tare, făcut să-mi iei filmul din tine. Pe urmă, aflasem că îl luasem una coleac de apă și am văzut eu, am vărsat, sună altfel. Și a descoperit, eu stai că v-a zis că scoate din... Gradația prin finală. Aceea am făcut și cu câteva sticle, am pus care cu apă le-am armonizat, le-am făcut la gamă. Și a început să cânt cu un bățișor, și a făcut așa un fel de munți, și eu din joc, și încep să bat, să cânt. Știi? M-a așezat jos cu pas acasă, și peretele erau deschise, și eu cântând așa, ziua mea, la mare, știi, satul de cele, că atunci nu era o mașină, era bun. Toată lumea era strâns, cred că nu era, trece pe o babă sau un oșneac pe drum. Când ridică ochii, trebuie să deschizi de acolo, era plină de lume și din loc. Era și ascultă muzică. Da, ascultă muzică. Și frumos, da. Da. Și ia că bravo, nu mai femeie, nică ia că zic cu băiatul tare și o să iei din trânsul. Ia că ne-am prins și l-am văzut cum păși eu, pus și de bocne acolo jos. Și când mi-i cânta așa, mă, mai mare eu pe drum, aud eu ce țării nu-și acolo parcă așa frumos. Mai mă duc eu acolo când nu văd ușa de fața acasă când. Da, dar iar camera, cum se spune, așa într-un coasă, cum am zis copii de ea, știi,
Camera obscură? Camera obscură, știi? Am descoperit eu aparatul să vă dea de acasă. Azi tot mama aia a dus la deal, eu ne-am sunat și era căldură afară, și-o răsticuliță. Mă mucam eu sub laiță. Nu era la coare, musca nu mă prindea și dormeam de neagă. Și în casa cei mare, când noi aveam casa mai mare, eram două case mari, era făcut de mare. Mă duceam acolo și era astea pațeresele, ca să fie la coare în casă. Mă duceam, mă cucam și acolo câteodată. Mă cucam și mă cucam, părintele cea din spui, cum este drum, era suferec. Și mă cucam mult, am prietenit la pupus. Aha, umbre. Stai și zici, mă uit eu, mergi, urie cu căruță merge. Și dracu, prinde și-a fost galbă. Iar nu și merge cu căruță, era o pată roșă, era caile. Și nu trebuiem și asta. Și eu am înțeles că și zici, dacă merge căruță, zici, dar și e invers, că tot era invers. Zici tu, acolo merge și așa, dar merge acolo, înțelegeam. Și mă uitam, eu dau perderile la o parte, văd cum. Dar acolo era gaura aceea care pătrundea lumina, era neregulată, era crescut deschizător mare și nu era nimic formă, tot era diformă, că ca la culoare, numai lumina pătrundea și se reflecta pițe la perete. Eu așa am strâns, m-am zis, deodată văd, am făcut așa o gaură, am sprins eu cu ochii bolduri, ca să pus eu ochii chibiti, acolo, ca să pătrund lumina într-o gaură mai regulată, știi? Și văd părintele cealaltă, mă, se vede cum mânzul aleargă, dar mă, cu soare în sus. Căruța, oameni mele m-au îmbrăcat. Și mă uitam la un film cu lor, mă, că era capul jos. Trebuie să întorci tu inima, să iasă capul sus. Mă, și așa îmi plăcea eu că vedeam, zic că uite, măi, cum se vede de lungi coloroasă, ziu. Și cum găina apără în rasa aceea de reflectat din era proiectat acolo. Vedeam eu și auzăm, ne-am și cum faci concurs, cum cu pitare, ne-am fiind în casă. Casă toate invenții, copilăreați fără să știu, fără, n-am ajuns să învăț. Ați ascultat emisiunea Igor Vieru In Memoriam, episodul 1. La realizarea emisiunii și-a dat concursul cunoscutul scriitor Vladimir Beșleagă.